Șoferul care a ucis două femei și alte trei au ajuns în stare gravă la spital după ce a pierdut controlul bolidului în care se afla și a lovit banca pe care acestea stăteau la discuție. A fost reținut pentru 24 de ore în noaptea de duminică spre luni. Accidentul a avut loc pe drumul județean 720A în comuna Finta Satgheboaia, duminică după amiază. Tânărul de 21 de ani a fost audiat toată noaptea de duminică spre luni de polițiști. Chiar dacă nu a putut să dea prea multe informații despre cum s-a produs tragedia, polițiștii au decis să-l aresteze pe o perioadă de 29 de zile. Măsura vine ca urmare a faptului că mandatul de reținere pentru 24 de ore expiră. Tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Conducătorul auto de 21 de ani cu permis din anul 2010 a pierdut controlul volanului bolidului în care se afla și a lovit banca pe care cele 5 femei stăteau la discuții. Localnicii spun că de sub banca lovită de autoturism scăpat de sub control au scos și o fetiță de 3 ani care a scăpat cu o zgârietură superficială în urma izbiturii. Accidentul a avut loc pe drumul județean 720 în comuna Finta, sat Gheboaia. Din primele date ale anchetatorilor stă că șoferul care conducea un autoturism BMW a pierdut controlul volanului autoturismului într-o curbă, a intrat pe contrasens și a sărit cu mașina peste un cap de pod izbind în plin banca din fața unei case pe care stăteau la discuții 5 femei. În urma impactului, banca și poarta casei au fost pulberate, iar două femei au decedat, celelalte 3 rănite fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște. Ulterior, două dintre acestea ajungând la Spitalul Floreasca din București. Îți pare rău pentru ce s-a întâmplat? Nu vrei să vorbești cu noi?